Salutare, dragii mei! Vă spun salutare dintr-o parcare, din parcare de la Hotel Calypso din Venus, unde nu am mai fost niciodată până acum, anume în Venus, la hotelul ăsta, bine, implicit nici la hotel. Și stăteam și mă gândeam că eu nu am făcut introducerea pentru acest vlog și nu am dat startul, așa că vă zic, bine ați venit la un vlog din Venus, cum spuneam, Lumii Travel și în 2020, dar în România. Și pentru că n-am făcut introducerea, trebuie să vă spun că, așa cum vedeți și în titlu, da, suntem la un retreat, o nouă experiență pe care nu am mai avut-o până acum, așa că m-am gândit-o că ce idee bună, iată, pot să fac și un vlog din România, că tot mi-am propus ca anul ăsta să călătoresc puțin mai mult. Marea este acolo, dar nu prea m-am bucurat de ea. Dar, cum vă spuneam, uitați-mi de introducere, așa că o fac în ziua numărul 2. O să vă zic de acum, pentru că deja știu că este o experiență fabuloasă și că o să vedeți o mulțime de lucruri inedite pe care nu le vedeți chiar pe orice vlog. O să vorbim puțin despre partea spirituală, dar în principiu sunt la un retreat despre feminitate, cu yoga, cu niște workshop-uri drăguțe, cu Andreea de la Sunt în Copac, pe care unii dintre voi poate știți, alții chiar ați fost în retreat-uri cu ea la clasele ei de yoga și așa mai departe. Andreea chiar este destul de populară, dar ca idee, o să vă las eu și link-urile către site-ul ei în descriere, o groază de workshop-uri interesante, de pachete, de programe, aveți ce să găsiți la ea. Așa că să-i dăm bătaie, o să vă las să vedeți cum a început ieri când ajungeam exact în parcarea asta, la aceeași oră, la 5. Așa am început aseară cu o ceremonie, să vedeți cum a fost și apoi reintrăm în pâine, dar ca idee, da, la Hotel Calypso se întâmplă într-un spațiu foarte, foarte drăguț lângă hotel, care ține tot de hotel, bineînțeles, la lângă terasa restaurantului și lucruri fascinante se întâmplă, se petrec, e cu lacrimi în episodul ăsta, e cu zâmbete, e cu regăsire, e cu redescoperire, ca tot ceea ce implică partea asta spirituală. Așa că welcome, namaste, ca să vă spun și asta pentru cei care fac deja yoga sau sunt into partea asta spirituală și revin puțin mai încolo, o să vă placă ce o să vedeți azi, credeți-mă! Începe ziua numărul 2 de retreat, de yoga. Sunt echipată, costumată, pentru că începem cu o sesiune de yoga pe plajă la 8 dimineața. Pentru mine, probabil, asta este și provocarea numărul 1. Stai să stau jos, că mi-am luat o cafeluță mică, ce-i drept, dar măcar avem cafeluț. Începe provocarea cea mai mare, asta vă spuneam, la mine 300 dimineață e o provocare. Eu de obicei fac yoga undeva după masă, spre seară, uneori chiar și noaptea. Dar yoga oricum fac de 5 ani, așa că știu că o să mă energizez, o să mă trezească, o să mă bine dispună, o să fiu cu energia sus toată ziua, dacă încep așa ziua, dar am depășit provocarea asta, am avut o intenție așa pe la un 8, pe la un 7 când a sunat ceasul și am zis ok, o să dau skip și ne vedem direct la 11 cu petre, dar am zis nu, Lumința, poți să faci asta, așa că iată-mă, sunt aici, sunt echipată, costumată, puțin machiată.
ochelarii de soare, tot ce trebuie, părul prins, pentru că vreau realmente să mă bucur de tot acest retreat, de toată experiența oferită de copac. Așa că voi iau cu mine, mergem la yoga, apoi o să fie micul dejun, apoi avem un workshop, apoi o mică pauză și așa mai departe, ziua continuă până noaptea târziu, ca și aseară, când ne-am întins până la 12 noaptea, când ne-au dat efectiv afară din terasa hotelului Calypso, când am stat la povești și la vin după sesiunea, care oricum a durat foarte mult, dar cu impresii, cum este, merită să plătești pentru un retreat în România sau în Bali sau oriunde vrei tu. O să revenim mai târziu, deocamdată vă zic până dimineața. Vreau să mă felicit că am reușit să mă dau jos din pat, deși era cald, confortabil, am dormit excelent, am dormit duță, doamne, nu știu când au trecut orele astea, și să mă și bucur că, spre deosebire de ieri când a plouat non-stop și aveam impresia că a venit cel puțin octombrie, este foarte, foarte cald, foarte soare, se anunță o zi călduroasă, deci se anunță de bine astăzi. Hai să-i dăm bătaie, uite, ce costum drăguț de yoga am, să-i dăm bătaie să plecăm și să o găsim pe Andreea. Și gata, am terminat sesiunea de yoga, iar acum, înainte de micul dejun, am zis să mă duc să vorbesc foarte puțin cu pescărușii. A fost așa foarte liniștit, o combinație de câteva exerciții, o meditație, câteva mantre, împinat așa energia feminină cu cea masculină, ca să spun așa, niște meditații ghidate la final, foarte, foarte liniștitoare. Tot pentru a ne planta mai bine intențiile către viitor. Probabil pentru cei care nu fac yoga pare dubios, dar da, v-am zis, asta nu e un vlog neapărat de călătorie, este un alt mod de a călători, o experiență în sine, iar mie îmi plac experiențele, mie îmi place partea asta spirituală, o practic, o îmbrățișez și m-a ajutat și mi-a transformat viața, dar dacă vi se pare ceva dubios din ceea ce zic, înțeleg, probabil și mie mi s-a părut acum câțiva ani, ia uite și ce frumos au valurile în spate, e drăguț aici la Venus, unde nu am fost niciodată, arată bine, sunt multe familii pe plajă, văd multe familii cu copii. La început de septembrie, cald, drăguț. Haideți să mergem să mâncăm și vă mai povestesc mai târziu, dar da, acum chiar sunt bine trezită, ca să spun așa, deși ar mai merge o cafea și cu o stare atât de bună și de optimistă și de pozitivă, pe care sper să vă transmit și vouă, și mai ales că am marea asta minunată în spate și faptul că și în septembrie ne bucurăm de mare este senzațional. Hai să mergem să mâncăm și să vedem ce va mai urma la workshop-ul pe care l-a pregătit copăcița Andreea ceva mai târziu pentru noi. Nu știu dacă v-am povestit, dar eu vara asta de oriunde am fost la mare, că în Malta, că în România, că în vamă, că oriunde, și acum o să iau și de la Venus, iau câte o scoică din asta și mi-am făcut o cănuță cu tot felul de scoici, dar trebuie să găsesc una nu neapărat mai specială, ci măcar întreagă. Uite, asta pare întreagă, zic eu. Așa că bănuiesc că pe asta o să iau amintire și poate vă arăt și bolul când ajung acasă, dacă nu uit să îl filmez. Și ador peisajul ăsta din Venus cu pescărușii ăștia, nu știu, parcă sunt și parte din retreat, au venit aici să ne însoțească, sunt superb, sunt liniștiți, fac o meditație, am rămas fără voce, dar seara am vorbit prea mult. Și gata, ne-am adunat, sunt în spatele fetei acolo, de asta nu vorbesc foarte tare, dar acum urmează un workshop, avem nevoie de ceva culori, de un carnețel, mă rog, și Andreea ne-a pregătit niște exerciții, sunt foarte curioasă, tot de ceva dezvoltare pe partea feminină va fi vorba, dar da, sunt foarte curioasă, e o întreagă ceremonie în spate cu betișoare parfumate, cu muzică de inspirație din asta budistă, o mini ceremonie așa, fetele deja s-au adunat, sunt vreo 30 la număr, asta nu cred că v-am zis până acum, suntem ceva femei, ceva energie aici în sala asta este și imediat începem și bineînțeles că o să filmez pentru că și mie mi se pare inedit și mă gândesc că și voi, că poate n-ați mai fost în retreat-uri așa cum eu nu mai fusesem.
Și gata, s-a încheiat workshop-ul, un workshop care a fost așa cu foarte, foarte multe lacrimi. Chiar s-a plâns la workshop-ul ăsta, eu n-am plâns, nu știu exact dacă sunt oricum plângăcioasă în viața reală și poate de asta n-am plâns, poate nu am simțit, mă rog. Dar da, au plâns foarte multe fete, a fost așa destul de intens pentru că s-a lucrat puțin cu energia mamei și energia tatălui, câteva exerciții și practice și, mă rog, mai mult de imaginație pe partea asta de regresie în trecut, cam despre asta a fost vorba în sesiunea asta și mi s-a părut super interesant că am făcut joculețe practice, adică am scris povești, efectiv le-am scris de mână, ceea ce recomand și acasă, am făcut un exercițiu cu o oglindă pe care trebuia să ne uităm în ochiul stâng al femeii din fața noastră, am vorbit între noi, am vorbit o limbă de bebeluși, ca să numesc așa, sau în altă limbă străină, da, imaginară, ca să exprimăm niște emoții. Ce am mai făcut? Am desemnat. A fost și un mic moment de activitate, adică să căutăm ochiul stâng al femeilor, care înseamnă de fapt cel care are energia feminină, dar pe dans, ca să spun așa, sau mă rog, un fel de dans, mișcare. Mă rog, a fost super, super, super interesant, adică nu știu dacă toate retreat-urile sunt așa, dar retreat-ul la Andreea, la Sfântul Copac, sunt super pe mișto. Iar acum avem o mică pauză de vreo 4 ore, dar eu am o mică problemă de rezolvat, adică trebuie să ajung până Mangalia, mă întorc, la 5:30 o să vreau să mergeți cu mine, pentru că pe lângă masaj avem și foc de tabără cu un fel de incantație, așa, de a eliberare a tot ceea ce nu este pozitiv din viața noastră și, cum vă spuneam, este un retreat de feminitate, adică de aplasarea intențiilor tale feminine și atât de eliberat de ceea ce este greșit sau ceea ce nu este benefic și pe linie maternală, dar și pe linie paternală. Super interesant, da? V-am zis. Așa că revin în câteva secunde pentru voi, în câteva ore pentru mine, după ce mă și schimb și mergem la focul de tabără, la rochițele roșii, din nou, plină de energie feminină, am vorbit cam mult, revenim deocamdată fresh. Aia clară, normală. New love. Și pentru mine una neclară. Getting to know each other. Cine vorbește prima? Prima întrebare este: care este relația, sau să descriu un pic relația în care te-ai simțit cea mai rănită și cea mai dezamăgită? Terminat workshop-ul și acum mergem fix la mare, pentru că facem un foc de tabără, facem o mică ceremonie, așa, oricum a fost o sesiune foarte, foarte interesantă, în care am vorbit despre calități pe care le avem la bărbatul pe care ne dorim, despre ce ne inspiră de la femeile din viața noastră, mă rog, a fost o sesiune așa mai de introspecție, ca să-i spun așa, despre de prima parte zile, unde am lucrat cu niște exerciții practice, aici a fost o sesiune în care să ne gândim efectiv. Ia uitați ce frumoase sunt valurile și ce frumos este apus ăsta aici în Venus. Prima oară pentru mine, cum vă spuneam, prima oară super interesant, prima oară într-un retreat. Da, așa că după atâta introspecție să mergem să facem focul de tabără și eventual și după asta să dau și eu un roze, ceva aici, la Hotel Calypso pe terasă. Bună! Nu. Spate drept. Spate stâng. Față drept. Față stâng. Lateral drept. Dă-mi-l înapoi ca să-l filmez. Ce e asta? A, reclamă Victoria Secret. Mă primesc. Hai, dă cu mine cirs aici. Colega mea de sex tantric nu bea. Să zică lumea că face chestii dubioase pe aici. De ce nu vrei cu noi? Nu, chiar asta, că nu beau. Da, da, las că bem noi. Sunt dragul!
Azi, la asta glumesc, dar da, o vi-l trimit. Dar puteți să se facă. Ce fain! Îmi pic puțin mai încolo, te rog, să mă văd și eu într-un cadru. De râs, dă-o mai, dă trepidul mai încolo. Mai în spate. Mai în spate, că n-am mai ajuns eu. Așa, da. Păi, de super. Acum o văd. Excelent. Și tu te vezi. Am văzut că poți să ne spun că la copil pe Instagram să-mi dai tag. Cum pe YouTube la asta? Să-mi dai tag. Ia să vă, cine se mai îmbrățișează aici? Da. Da. Bună dimineața! Bună dimineața din ziua numărul 3 de retreat cu copac, cu Andreea. Sunt în copac, chiar pe Andreea o aștept, pentru că fetele se strâng așa pe la 11:30 în ultima zi. Facem ultimul workshop sau ultima întâlnire înainte să ne despărțim, să plecăm către București, care mai rămâne la mare, care către Constanța. Sunt și fete din țară, au fost de peste tot. Da, eu am ratat sesiunea de 108, salutul soarelui. Pentru cei care fac yoga, nu vă este deloc necunoscută această practică, ca să o numesc așa, dar nu am mai rezistat. Au fost 3 nopți la mine în care am dormit foarte puțin și am zis, ok, hai că o să îmi permit să dorm și vin direct la 11, sar și peste micul dejun, că oricum nu-mi este foame. Așa că iată-mă aici, energizată, aranjată, machiată, am făcut și niște chestii așa pe la păr, îmbrăcată în alb, așa cum trebuia să se întâmple. Și cum spunea, le așteptăm pe fete și pe Andreea ca să mergem la sală, așa că am zis să vorbesc puțin cu voi până atunci, să vă mai spun ce și cum s-a mai întâmplat aseară, pentru că ultima oară știu că v-am lăsat când eram pe plajă toate îmbrăcate în rochii roșii. În caz că nu vă dați seama ce s-a întâmplat acolo și vi s-a părut destul de dubios, ceea ce cred că au simțit și diversi trecători care mergeau pe plajă, oameni normali, veniți în stațiune, în Venus, și se întrebau ce fac fetelele acolo. Și chiar mă gândeam că dacă aș fi trecut acum câțiva ani, probabil și mie mi se părea la fel de dubioșel, ca să spun așa, dar nu era nimic dubioșel, era pur și simplu un fel de ceremonie, de divorț, de divorț de energii negative, de foste relații, de foste traume și așa mai departe. Și acum nu e ca și cum trebuia să faci ca la carte, dar era pur și simplu un fel de vraj așa aruncat către focul de tabără, un dans în cerc și apoi am mai făcut o meditație prin mișcare. Repet, pentru toți oamenii care nu fac nimic ce înseamnă partea spirituală, tot ceea ce spun aici este super dubios, probabil. Pentru unii poate că este inedit sau ceva nou, iar pentru cei care sunt interesați, de fapt este modul meu de a vă informa despre ce se întâmplă la retreat-urile Andrei, la Sunt un copac, și despre un alt mod de a călători și de a face turism. Eu am făcut practici din astea și în Bali, de exemplu, și în Thailanda, dar uite că avem și în România și Andreea chiar are școala Baliului, ca să spun așa, bine, și Bali și India, dar aveți oportunități, aveți șanse să experimentați și să faceți chestii din astea foarte mișto și aici la noi și chiar la niște prețuri, bineînțeles, mult mai bune, că una e să zbori până în Bali, alta e să fie aici. Da, cam asta ar fi, așa că vedem ce se întâmplă la ultima sesiune, unde probabil ne vom la revedere. Cadouașul l-am dat de stare, să știți că fiecare dintre, suntem 30 cu totul de femei și fiecare și-a găsit sau i-a fost alocată o parteneră și ne-am făcut schimb de niște cadouri. Asta am încheiat-o aseară, cred că am și filmat despre asta, dacă nu mă înșel, pus acolo. Un parfumel pe care l-am primit la o doamnă foarte, foarte, foarte mișto, inspirațională, o doamnă, nu știu exact ce vârstă are, dar a venit cu fetele ei, două dintre ele, care aveau peste și care au în continuare peste 20 și ceva de ani. Mi s-a părut fabulos, relația lor de mamă-fică și doamna în sine, fabulos. Da, așa că m-am bucurat să-i ofer doamnei cadoul meu și să și primesc de la ea, m-am bucurat enorm, iar apoi ne-am întins la povești până spre 12, așa, 12:30 cu fetele și așa că, bineînțeles că am lăsat camera, n-am mai filmat. Am stat de poveste, iar acum am marea în spate, vă spuneam, am trezit, mergem la ultima sesiune în care vom purta alb cu totul, toate, o să filmez și ne vedem în câteva minuțele sau câteva 2-3 minute, cam așa o să vă las de ce filmăm și apoi încheiem vlogul și tragem concluziile finale, cum a fost la editul ăsta, care a fost partea mea preferată. We speak, but
about me? Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Și este fucking awesome. Gata, m-am schimbat, sunt echipată pentru că voi merge direct în vamă la plaja veche după ce de aproape 3 zile sunt la mare și nu am apucat să ajung pe plajă. S-a terminat retreat-ul cu copac, a fost fabulos, la sfârșit am zis cu toate așa impresii, din nou emoționant, din nou ce am luat cu noi. Da, vă super recomand să mergeți la un retreat cu Andreea, în special a sunt un copac, poate nu numai, dar da, am vorbit puțin și despre ideile lui Tony Robbins și fetele au fost de acord cu ideea asta mea că astăzi vorbim despre, apropo că asta nu v-am spus, astăzi am vorbit despre partea financiară și le povesteam mai despre surse de venit, chiar am mai multe clipuri aici pe vlog, la rubrica mea pe care am declanșat-o de vreo 6 luni așa, dedicată freelancerilor, dar nu numai cei drept, despre cum să spui ouăle în mai multe coșuri și să înveți să nu-ți mai fie frică de bani, să câștigi mai mult, să atragi banii în viața ta, dar nu la modul wishful thinking, gen ce aș vrea să fiu miliardară, ci efectiv să faci chestii. Așa că da, v-am zis că le găsiți și pe astea pe canal, mă uitam cât de discrepantă e între albastru ăsta și cu ochelarii mei roșii. Dar merge și așa că mergem în vamă, suntem ok. Așa că zic să nu mai prelungesc. Și că nu vreau să mai prelungesc vlogul pentru că este destul de lung. Eu zic că v-am prezentat foarte multe experiențe, ce am făcut acolo, cu extrasul de cărticele, cu etapele de la acest retreat de feminitate, care a fost absolut inedit, v-am zis, plin de femei cu a căror energie mă super încarc și plec acasă, pe lângă experiența în sine și experiențele în sine, cu energia lor frumoasă, cu iubirea lor, cu senzualitatea lor, cu dorința lor de a evolua, ceea ce mi se pare minunat pentru o femeie, să-și dea voie să evolueze, să se accepte limitările și să le depășească, să se accepte părțile mai puțin frumoase și să vrea să lucreze pe ele. Absolut fabulos, m-am încărcat cu tot și nimic nu mi se pare întâmplător, nici cu cine am avut o conexiune mai profundă, nici cu cine am stat mai mult la discuții, nimic nu este întâmplător, așa că super mulțumesc, sper că a fost un alt fel de vlog pentru voi, unul în care ați intrat alături de mine într-o experiență diferită, tot ceea ce am avut până acum pe Lumi Travels. Lumi Travels călătorește și în 2020, cum vă spuneam, vă rog foarte frumos, dacă sunteți pasionați de yoga sau dacă nu, dacă a fost măcar ceva inedit, să vă abonați și la canal, să dați subscribe acolo, poate și un like, de ce nu, și un share pe Facebook, aș super aprecia și am plecat în vamă, vă pup, super, super zi! Cu toată mai bună energie pozitivă, să aveți o zi minunată!